Sală arhipline duminică la Teatrul de Vară din Bacău. Atât liderii foștilor liberali, cât și cei ai democrat-liberalilor s-au dat peste cap să-și adune membrii în număr cât mai mare. Astfel că liderii PNL Alina Gorghiu și Vasile Blaga au fost primiți puțin după ora 11:30 cu aplauze de peste 1600 de membri și simpatizanți pe acordurile unei celebre formații de muzică rock. După ce au ajuns pe scenă, invitații au format o linie continuă împreună cu liderii locali și au încremenit preț de câteva secunde în timpul intonării imnului național. Discursurile celor doi lideri de la centru au oscilat între să ne întâlnim sub semnul măslinului și fără compromisuri în ceea ce privește coabitarea cu PSD. Dacă Alina Gorghiu a transmis un mesaj puțin edulcorat, Vasile Blaga a fost mai direct. Liberalii nu pot fi la putere până la ora 4, iar apoi în opoziție. Știu că filiala noastră din Bacău n-a trecut prin momente ușoare. Și vreau în fața dumneavoastră să le mulțumesc tuturor celor care, din diverse motive, nu mai sunt alături de noi astăzi, dar care au pus umărul de-a lungul timpului și au făcut ca Partidul Național Liberal să fie o filială puternică astăzi în Bacău. Mesajul meu însă n-ar fi complet dacă nu v-aș spune să priviți în viitor. Dacă nu v-aș spune că o filială nu este un om, că o filială înseamnă un colectiv, că o filială înseamnă oameni care trag în aceeași direcție și își fixează aceleași obiective. Iar eu și copreședintele Vasile Blaga suntem astăzi alături de dumneavoastră să vă spunem că avem toată încrederea că înțelegeți acest mesaj și că obiectivul nostru comun, asumat încă de la momentul la care am anunțat această fuziune, este unul foarte clar și foarte limpede. Ne dorim să fim cel mai mare partid din România și conform sondajelor de opinie, că ne plac, că nu ne plac, că unele ne dau mai sus, că altele ne dau mai jos, suntem cel mai mare partid politic din România acum. Dragi colegi, care nu ați priceput, înțelegeți, în spate podul rupt, căutați-vă alte familii politice și lăsați-ne în pace. Avem un singur partid și el se numește Partidul Național Liberal. Dar lucrurile să fie bineînțelese. Ori, pentru asta, trebuie să fii în opoziție de dimineață până în seara cu PSD-ul. În seara asta nu suntem adversari nici cu alții. Adversarul apare și se numește PSD. Ori, ca să fii adversar cu PSD-ul, nu poți fi colector până ora 4. Vicepreședinte de Consiliu Județean susținut de PSD. Cine te crede că ești în opoziție de la 4 încolo? Nevesticile directoare de concentrare puse de PSD. Cine te crede că ești în opoziție cu PSD? Mesajele celor doi s-au dorit a fi simple și pentru toate urechile. Le mulțumim pentru ceea ce au făcut, dar ne pare rău de unii. Trimitere la Romeo Stavarache, fără compromisuri, referitor la poziția lui Claudiu Năstase la vicepreședinția Consiliului Județean. În fond, lucrurile sunt ceva mai complicate, iar liderii de la centru, cu avantajele și dezavantajele situației, trimit mesaje corecte din punct de vedere statutar, dar departe de așteptările celor implicați pe plan local. Unul dintre liderii locali a încercat, fără a impresiona vizibil pe niciun invitat, să lanseze un fel de rezoluție în favoarea zonei de nord-est, cea mai săracă din Uniune. Ținând cont de faptul că în absența oricăror programe guvernamentale, regiunea nord-est este cea mai săracă regiune din Europa și actuala abordare a statului român, care investește tot în județele bogate și ignoră Moldova, atitudine ce crește disparitățile regionale, iar deciziile luate duc cu gândul la o strategie de destinare.
Cu toate că principalul lor adversar politic, PSD, e considerat rănit, dar departe de a fi învins, liberalii s-au declarat convinși că PNL e șansa României și în 2016, așa cum a fost mereu în istorie, atunci când partidul a reușit să fie cu adevărat de anvergură națională. Toți cei prezenți în această sală știm prea bine că vom avea un rol și un aport important în aceste bătălii electorale și în viitoarele construcții politice. Cu toții știm, suntem convinși de acest lucru, că dacă vrem cu adevărat ca liberalii să conducă această țară, dacă vrem cu adevărat un guvern liberal, primul pas pe care trebuie să-l facem este să câștigăm alegerile locale. Câștigând alegerile locale, abia atunci putem vorbi despre o majoritate parlamentară solidă, o majoritate parlamentară care să impună un guvern liberal și politici liberale coerente, sustenabile. În aproximativ o oră, întâlnirea liderilor cu membrii PNL din județ era pe final. Câteva fotografii de grup au mai punctat o acțiune care a dovedit că liberalii se pot mobiliza bine, pot fi conciși, dar mai au de lucru la omogenizarea echipei. Reuniunea de duminică a avut, în ciuda numărului mare de membri, un aer destins, fără festivism exagerat, deși unii dintre șefuleții mărunți s-au străduit să-și justifice poziția printr-un exces de zel demn de o duminică mai bună.